Îmi pare rău, s-a întrerupt apropo de turn, dar probabil că s-a întrerupt de mult. Eu știu ce relație ați avut voi cu acest personaj. Însă, așa cum s-a întrerupt brusc situația dintre voi, așa va reveni acest personaj în viața voastră, la fel de brusc. Nu mai lipesc pentru că trec babele până lipesc videoclipul. O să-l atașez în continuare. Ascultați. Sper că ați ascultat și prima parte. Ce vreau să zic? Că după turn apare, în general, un moment de tăcere. Apare eremitul. Pentru că eremitul merge către stea, turnul 16 este urmat de stea 17. Dar ca să ajungi la 17 de acolo, de jos, de unde ai picat, trebuie iar să o iei pe drum, cum face eremitul, însingurarea. Posibil însingurarea voastră v-a făcut să înțelegeți că acest personaj, da, a fost manipulat în familie, așa a fost învățat și ați ajuns la concluziile voastre. Ideea este că posibil și acest personaj, văd aici cărțile, eremitul. Fecioară și Mercur, eremitul și Mercur și magicianul duc cu gândul și cu 10 de monede la zodia Fecioarei, posibil parte din acest context. Însă, dacă a fost o separare și o tăcere între voi, acest personaj a înțeles. Pentru că eremitul mai devreme sau mai târziu înțelege, este Mercur sub o altă formă. Două forme de manifestare a lui Mercur. Aici sunt gemenii care comunică și manifestă. Aici este fecioara care analizează, studiază în tăcere cu răbdare. La microscop, în întuneric, în însingurare. Acest personaj a înțeles că, ce? Că a fost manipulat în familie. Sau că a manipulat felul în care și-a făcut averea, banii, că parcă am văzut un rege de monede și un rege de bâte, da? Sau a fost manipulat prin altcineva, eu știu, în business, în ceva. Nu știu, a înțeles niște chestiuni legate de familie, de business, de manipulări. Și vrea să o ia de la zero. Vrea să înceapă o nouă etapă în viața sa. Dar, principială, ar spune, principială cu regele de spade, să fie corect, să fie sincer în această nouă etapă. Dar e foarte nou că e zero. E moarte și renaștere, că am văzut 8 de 2 ori. Transformare. Și am spus, acest personaj vă vede, vede, simte, anticipează, își face planuri cum acest nou început să vă aducă împreună și să fiți bărbat, femeie. Da, voi sunteți în varianta împărăteasă, ei sunt regi, dar sau au de gând să devină regi, pentru că totuși apare cavalerul, au de gând să devină regi, să devină persoane care își creează, regii în general își creează viața, mai ales regele de bâte care e foarte creativ, foarte creativ și autonom și autoritar. În sensul frumos al cuvântului. Când ești într-o poziție de conducere, trebuie să fii autoritar. Dar și împărăteasa e autoritară. Dar dacă împărăteasa a fost jonglată, până acest personaj s-a trezit, dacă acest personaj, împărăteasa a fost jonglată, bine, manipulată nu, eventual s-a lăsat manipulată. A fost prea tolerantă, nu? S-a lăsat influențată din prea multă dragoste, din prea multă toleranță, nu din prostie, da? Și a ajuns să fie dezamăgită de acest personaj, rămâne de văzut ce alegeri va face această împărăteasă. Însă acest personaj, pe vremuri, sau poate și acum, aventuros. Și totuși plin de curaj, aș spune, cu cavalerul de bâte este foarte curajos, dar un curaj nestăpânit, necoordonat, nedresat, needucat. Cum am văzut, într-o familie sau într-un mediu foarte toxic. Acest personaj are de învățat, într-adevăr. Și cel mai important lucru are de învățat de la regina de la împărăteasă, energia aceasta emoțională în echilibru. Are de învățat să se echilibreze emoțional. Pentru că e plin de stres, 9 de spade, 9 de 12, multe griji. Dacă voi vă faceți griji, vă rog frumos, calmați-vă. Învățați să vă echilibrați emoțional. Manifestați înțelepciune, nu frică.
Da? Stabilitatea e în voi, nu în banii pe care îi faceți, nu în relațiile care sunt în jurul vostru. Și aici este nouă de monede. Independență, prin independență, prin asumare. Acum, dacă acest personaj despre care am tot vorbit, tulburat, dar care se trezește dintr-o familie foarte toxică, aș spune că se trezește. Vrea să vină să comunice cu voi stresul pe care îl are, dorința de eliberare și de stabilizare emoțională, aveți grijă să vă păstrați echilibru în preajma lor, pentru că sunt foarte tulburați. Posibil să vă spună și că vă iubesc acești oameni cu regele de cupe. Și posibil să aibă și dreptate, dar până nu se echilibrează acești oameni, nu prea aveți ce să creați. Au ceva de învățat. Hai să vedem totuși la clarificări. Îmi place că aceste de cărți am ales Tarot și After Tarot. Ia uite. Poate că după un timp acest personaj va deveni rege de bătăi, iar vedem a doua oară, și rege de monede. Se va tempera. Se va tempera. Va lăsa în urmă iar un personaj feminin, poate cruel la respectivă, sau un personaj feminin dezechilibrat, va începe ceva nou. În adevăr, că am văzut rege de spade și asul de spade. Dar, hai să vedem. After. Ce e aici? Da, interesant. Cavalerul de cupe invers. Acest personaj nu știa să exprime emoțiile. Și nu că nu știa să exprime emoțiile. Fugea de emoții. Prin sex. Prin du-te vino. Iată, este dorința de a începe de la zero ceva. Acum apare asul de monede. Ceva real, ceva stabil, ceva consistent. Hai clarificăm totuși odată. De două ori. Iată ce apare aici. Asul de bâte a doua oară l-a văzut și mai devreme. Multă atracție fizică între voi și cineva. O dată, de două ori, de trei ori. Nouă de cupe. Da. Acest personaj vrea să lase în urmă egoismul și să meargă către, ia uite, partenera sa de suflet, regele și regina de cupe. Probabil către voi. Sau invers, voi vreți să mergeți către personajul care vă echilibrează emoțional. Încercați să și inversați rolurile, pentru că e talare colectivă și poate nu vor vedeți la persoana potrivită uneori. Și e normal. Turnul. Oh, patru de spade. Regina de spade și cavalerul de bâte. Uf. Provocatoare conversația, pentru că și cavalerul reprezintă conversație, mesaj, dar și acțiune. Un personaj foarte curajos de altfel, dar față în față cu regina de spade rămâne de văzut. Dacă își va păstra curajul sau și îl va pierde, pentru că e un soi de competiție mentală. Iar turnul, iar de două ori! Wow! Și soare, of, Doamne, of, că sufăr și mă bucur odată cu voi. Soare, wow, ce frumos. Și șase de monede. Se echilibrează situația. Da, va fi o comunicare despre cineva din trecut, despre niște oameni din trecutul cuiva. Și am văzut regele de bâte, acum apare regina de bâte. În pofida altor influențe, acest personaj consideră că voi sunteți perechea lor, regele și regina de cupe, soarele, steaua, fericirea lor. Și, am zis, regele și regina de bâte, regele și regina de cupe. Și nu mă fixez pe zonii. Când vorbesc de bâte, vorbesc de pasiune, de creativitate, de vitalitate. Și când vorbesc despre apă, vorbesc despre emoții, sensibilitate, romantism. Iară pică o cutie. Multe lucruri pică. Cu alte cuvinte, lucruri care nu-și mai au rostul în viața noastră, a lor, a voastră, pică. La pământ, pentru că n-au de ce să mai stea în picioare. Ori sunt într-o poziție nepotrivită, ori nu-și mai au rostul. Dar patru de spade și turnul. Posibil, dacă a fost separare între voi, în această separare, am zis de eremit, am vorbit de eremit. Pentru mine, patru de spade reprezintă eremitul, varianta mică. Acest personaj s-a simțit ca mort. Probabil o teleportat, se aud. Nu teleportat, în sensul de lucid dreams. Probabil că a visat.
la frumusețea voastră sufletească, energiilor feminine divine, la împărăteasă. A visat la împărăteasa sa. A visat cum ar fi să moară vechiul eu, pentru că apare totuși soarele și să renască într-o altă formă. O să clarific totuși. Dar a meditat. Concluzia, mai pe scurt, așa, mai pe românește și mai simplu, patru de spade meditează la acest turn, la separare, la lucrurile construite în trecut, pe termeni, sau mai bine zis, în condiții nesănătoase, toxice. Turnul, știți, e o construcție tradițională, apropo de familie, de business, de relații pe termen lung. E o construcție tradițională care se dărâmă. Anul ăsta se dărâmă multe lucruri. O să vorbesc în curând despre chestiuni politice. Și acest personaj ar zice că își face curaj să vorbească, să comunice un adevăr. Eu asta simt, chiar dacă adevărul este că separarea dintre voi, repet, turnul 4 de spade, turnul 9 de spade, pe amândoi va afecta separarea dintre voi. Dar cred că odată separarea dintre voi a produs și alte separări în ca la un domino. Interesant. Apropo de domino, de dalmațian, domino înseamnă tot așa cu puncte negre pe alb. Ca la un joc domino. Odată ce voi ați plecat din viața lor sau invers, au mai plecat alte persoane sau ei s-au separat de alte energii toxice. Știu că vorbesc la trecut, ar trebui să vorbesc la prezent și viitor, dar așa simt. Probabil că aici va fi și comunicarea. Acum, o să repet, o să clarific. La fel de brusc cum a fost separat dintre voi, la fel de brusc va fi, să zic, o revitalizare a, știu, relației dintre voi cu soarele, o trezire, o... poate un anume tip de echilibrare, de împăcare, de descoperire a iubirii necondiționate. Și când vorbesc de necondiționate, nu înseamnă că trebuie să-i acceptați dezechilibrați, nu. Înseamnă să iubiți, să le dați timp să crească, să se vindece, să învețe, dar așa, mai la distanță. Șase de monede, da, își dorește să echilibreze situația, să fie fericiți cu voi, să muncească pentru această fericire, să ascensioneze sau să renască. Dacă nu ei, astfel de cupe. Sunteți voi clar doritori să renașteți. Voi alegeți. Eu am spus de la început, nu vă lăsați influențați de energiile toxice, concentrați-vă pe fericirea, pe echilibrul vostru, pe ascensiunea voastră, pe vindecarea voastră. Astfel de cupe și judecata. În momentul în care vă vindecați, apare o nouă dragoste. Dar hai să mai clarificăm, că și la doi a fost nevoie de clarificare. Hai dăm o dată pe turn, 4 de spade. Oh, turnul, ia uite, am meditat la 10 de cupe. Ce frumos era când eram împreună. Ce păcat că nu mai suntem împreună. Ia uite, 8 de cupe, liberare. Emoțională. Destul de bruscă. A fost influența cuiva. Uf. Nu știu, poate și o moarte, poate și la distanță, poate o transformare. Moartea înseamnă multă, dar avem pe cavalerul de bâte și regina. Ia uite, ia apare mai 9 de spade. Sunteți nebuni. 9 de spade, 4 de bâte și asul de spade. Asta vrea să vă comunice vouă, celor care sunteți doritori de adevăr. Reginele de spate. Care vreți să vă păstrați mintea clară și să nu vă influențați, să vă lăsați influențați de gânduri, de situații negative. Cavalerul acesta de bâte vrea să comunice că a înțeles, s-a luptat cu demonii săi. A înțeles că a ținut prea mult la bani și că moartea oricând poate să vină și ce face cu banii. A înțeles că trebuie să fie principial, principială, să manifeste adevărul sau o nouă relație, o nouă etapă în viața sa. Interesant, a înțeles că nu a văzut, wow, nu a văzut.
Și acum vrea să vadă cu soarele, că soarele vede, luminează tot. Nu a văzut în ce relație, în ce familie, în ce situație toxică a fost. Până n-a fost, probabil cineva a fost la limita între viață și moarte, nu știu. Veți afla multe lucruri interesante. Puteți să scrieți, dacă sunteți regine de spade, unele, unii, că puteți să fie și bărbați în energia aceasta, puteți să scrieți o carte. Exact. Ce am zis mai devreme? Vrea să lase egoismul și să meargă către dragoste, să o construiască. Clarificăm turnul. Puteți să fiți și voi. Eu tu vorbesc despre o persoană, poate. Sunteți chiar voi doritori să lăsați în urmă acea karmă familiară, străbunii ăștia toxici. Ai unora dintre voi, nu spre multe. Iar combativitate. Clarificăm nouă de spade și turnul. Poate pe 16 septembrie ceva s-a întâmplat, eu vorbesc la trecut, dar influențează ce s-a întâmplat, că avem septembrie. Septembrie e zodia Fecioarei în general și urmează lună plină în Fecioară. Posibil la o lună nouă în Fecioară și acum simțiți efectele acelei luni noi. Ceva la luna nouă în Fecioară, această separare, această durere, ați simțit-o intens? Și cu ocazia lunii pline din Fecioară, adică acum, vorbesc de trecut, în acest moment, se încheie și veți descoperi ceva. Hai să vedem ce. Îndrăgostiții! Wow. Na, a fost dragoste, că tu vorbesc de o relație. A fost dragoste, a fost fericire între voi. Dar separarea dintre voi... Și știți ce mai văd? A conștientizat acest personaj, sau poate voi, nu știu pentru cine vorbesc, pentru voi sau pentru pentru voi, dar despre personajul cu care aveți de-a face. Turnul e trezirea. În acele nopți bântuite de demoni, uite, 9 de spade, 9 de spade, 12, da? Iar păsări, vești, cuvinte, 11, 8, accidente, durere, moarte și renaștere, justiție, karmă, procese, tribunale, chestii. În acele mari încercări și-a dat seama cu turnul că nu contează nimic din construcțiile acelea financiare dacă nu are dragoste. Eu asta văd. Ia uite, zice de monede. Da, o familie în care a fost învățat să trăiască egoist. Dar acum... Aș spune că vrea să meargă, să se lupte pentru o nouă etapă în viața sa. Să muncească, să se lupte. Posibil cineva a ajutat un personaj la nevoie, în mari dureri, mari probleme. Iar apare 12. Când cineva avea probleme, voi i-ați ajutat. Cu o vorbă bună, cu un gest frumos, cu o, eu știu, o îmbrățișare, cu o bătaie pe umăr, clarificând și soarele, regele de cum e soarele. Asta este trezirea cuiva că vă iubește și că vrea, ia, 10 de pute, vrea să lase toate lucrurile, să înceapă ceva nou cu voi. Asta vă va spune personajul care vine. Acum voi alegeți. Dacă v-a consumat energia prea mult, posibil că unii dintre voi aveți dreptul să refuzați. Dacă voi vreți să mergeți înainte, iar tot voi alegeți. Însă învățați. Că stabilitatea e în voi, nu uitați. Și pentru ca o relație să fie în echilibru 2 și 2, doi oameni și doi oameni. Da? Amândoi trebuie să fie în echilibru. Sper acest personaj să învețe că trebuie să-și găsească echilibru și apoi să-și dorească să fie cu voi. Nu ce nimeni să nu-ți dorești un lucru. Mai ales lucrurile bune. Dar până să... Cum să-i exprim să nu fiu greșit înțeleasă? Lucrurile bune măcar să le lăsăm să ne inspire, să devenim mai buni și apoi să facem parteneriat cu ele. Sper că sunt înțeleasă cu
curăța energiile. E un pic cam târziu și nu știu cât mă mai exprim, mai ales că s-a și întrerupt. Dacă voi alegeți o nouă direcție, este dreptul vostru. Dacă vreți să vă împăcați, pentru că știți că e dragoste între voi, ea este dreptul vostru. Cineva trebuie să demonstreze dragostea. Aveți răbdare. 17 este numărul stelei. Am zis după tur, 16-16, urmează 17. Dar către 17 mergi greu. Unde era eremitul aici? Ia uitați-l. Pentru că totul e dărâmat, totul e pustiu în jur după acel turn, după acele turnuri, totul e pustiu. Dar stai aici. Știu că trebuie să ajung, știu că trebuie să mă vindec, știu că va fi bine, că va fi bine, că va fi bine. Că voi manifesta un nou început, familia mea, o altă familie corectă, sinceră, frumoasă, cum nu seamănă cu cea din care mă trag eu. Eu știu, așa o să zic. Dragostea este răbdătoare și amabilă în tot timp. Dragostea face diferența. Cineva își dă seama între iluziile, magicienii din familie, magicienii, trickstori, iluzioniștii din familie și ce a descoperit în preajma, am văzut regele și regina de cupe, da? Mai dăm o carte, simt vedem cu o carte, dacă tot a fost întrerupt. Cu un mesaj. Uite, două. Acționează-te ca și când partenerul este aici. 3 și cu 7 înseamnă 1. Manifestare, da? 10, de fapt. Încheiați un ciclu și manifestați o nouă etapă. Puteți, repet, dacă vreți, să aveți răbdare, să trăiți de ca și când ei sunt într-o vibrație înaltă și să-i așteptați să crească. Că asta înseamnă învățătură și înțelepciune. Dacă nu, nu, gândiți-vă la viitor partener. Și de ia uite, iar vrea să apară. Vai, ce frumos! Dragostea adevărată și dragostea face diferența. Luați mesajele cum vreți, că m-am săturat. Nu, că m-am săturat. Nu mai vreau să dau, uite, s-a oprit și flacăra. Nu mai vreau să dau sfaturi voi fără adaptați informații. Ce frumos, mă, sărutul care trezește divinitatea. Poate că totuși. Cineva a trezit energia divină din celălalt. Care vine dintr-o viață, dintr-o familie foarte toxică. Foarte toxică. Fii real, fii autentic, fii sincer. Astea, rămâneți. Cine e sincer, rămâneți așa ca să învățați pe ceilalți. Că astea, învățați. Prin puterea exemplului, că 2 și cu 2, repet, sunt două relații. Relația karmică versus relația de suflet sau darmică. Și cine vrea să-și găsească echilibru, stabilitatea, aceea adevărată, autentică, reală, care include și dragostea adevărată, trebuie să renunțe la relațiile karmice. Relaxați-vă. Step up and lead. Noi ne conducem viața până la urmă. Alegerile sunt ale noastre. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Să aveți un martie minunat.